Bună ziua, dragi, bine ați venit la GTA Vice City Stories. Și din câte observați, jocul nu arată la fel deloc. Din cauza că am stat puțin mai mult și am jucat toate misiunile care le avea versiunea PC și am aflat că nu are toate misiunile jocului. Așa că trebuie să-mi scot emulatorul de la naftalină și să iau jocul pentru emulator. Merge ok, numai că rezoluția e de tot căcatul și are mici griciuri grafice, nu-i mare căcat. Opresc radio, că e cam zgomotos. Ah. Și urăsc că e doar o tastă pentru radio, așa. Da, jocul merge ok. Jocul merge ca pe PS2, sincer, că am jucat. Nu merge mult prea diferit. De fapt, merge mai degrabă ca în PSP-ul, ca versiunea PSP. Pe PSP l-am, știu. Deci, numai că mai puțin de slowdown-uri. Merge mereu greu. Cam așa ceva. Ați văzut deja că a ținut ăsta din cauza că episodul 2. Deci nu mai e rost. Mă rog. Tot temul de aici. Probabil când are slowdown-uri jocului, are și audio. Și asta e o mică problemă. Așa, gata, așa a revenit. Oricum, o să încerc să rezolv din chestia asta și o să meargă bine. Și joc pe control de PS2, de PS2, de PS3, care aproape la fel, mai că am loc de butoane în L2 și L2 nu sunt butoane, sunt trigger. Și merge bine, fiindcă și așa fac mare lucruri. Mamă, urăsc când se distorsionează audio. Bă, jocul e playable, nu o să mă plâng, dar... Nu știu dacă se bazează mai mult pe procesor, că paca video n-ar trebui să ai nicio problemă. Cam, când o să-mi iau și 8 core-ul, poate nu o să mai am nicio problemă. Deocamdată pe dual core. Fie bici, da. Eu sunt ceva de genul, jocule, te rog, nu mai saca, da. Da, deci jocul nu e chiar așa de vis ca pe PC. Că pe vis 60 de FPS, o Full HD. Aici avem SD cu nici 30 de FPS. Sau hai să zicem 30. Nu știu, merge relativ ok. Când e mult trafic, atunci am observat că se încetinește. Și observați acolo pe ăla scris că e ciudat. Uitați slowdown.
Când nu filmez, nu am slowdown-uri deloc, deci merge superb. Săracule Zlău. What the fuck my wife? Deci hai să mergem la pizda de mare, de Marti. Fiindcă eu știu deja ce se întâmplă la un moment dat aici, dar nu o să spun fiindcă e spoiler. Ce bine era pe bău și tastatură, dar mă plâng acum. Profund. O să umplu puțin astea televizor, o să văd eu pe net setările perfecte, să spunem. Da, observați cum face audio, face destul de urât.
Disrespect your familia. Oh. Ușor. Spaniolul pulii mele. Ha. Băi, fraiere, fraiere, ia, hai mă, hai, trage, hai mă, hai! Hai mă, să te văd în pizda, mă, tu! Paftă, fraiere, daună totală și am uitat ca mitralieră. Știu. Fraiere, hai mă! Aoleu, stai, pe ce schimbam arma? Pe ce schimbam arma? Fraiere, am mitralieră! Voi n-aveți bani de mitralieră. Bine, și eu am găsit-o în drum, înainte să încep să filmez, dar oricum am avut mii de probleme, efectiv. Am avut multe probleme cu jocul. Și acum mai am una. Am fost în controller în principal. Bafta. Sincer, merge mai bine așa decât deloc. Probabil există un fix să fac să meargă perfect, dar o să văd. Hai să salvăm. Trebuie să fie mult mai ușor controlul de PlayStation decât ala de PSP. Decât PSP un sine, mă rog. Are un analog destul de nașpalit. Tot cu tastatura era cel mai bine, dar...
Ce zona asta e cel mai mult lag? Da, și aici sunt niște slowdown-uri. Da, scuzați postul meu obicei de-am trage muncit, dar sunt foarte... sunt puțin răcit. Tipul ăsta m-a retâmpit. Cât skill. Chiar mă întrebam cum de nu i-am lovit mașina încă. Baftă. Ups. Am lovit capoiul. Oricum, Sita e cea mai rară mașină în tot jocul. Opa.
Scopa, sună telefonul. Da, vale. Hai, imediat asta că filmam. Așa, mă sunase Vali că trebuie să iau niște rami de la el. Care i-am dat și-mi trebuie. A doua. Deci mai filmez un sfert de oră. Asta era nasoala. Wow, ce slowdown ciudat. Oh, și vrea mitraliera aia. Un camion cu televizoare. Visul lui Marty. Îți dai seama ce sistem își face în casă. Mamă, mamă. Și bagă așa vreo 6 televizoare. Face de fapt și până vreo 3 așa triple monitor setup. Și se conectează la NES. De fapt, în 1984 nici măcar NES nu apăruse. Aula, abia aștept să se întâmple cu el, ce știu cum se întâmple. Baftă. Ceva vă fură mașina. Cred că am mai făcut misiunea asta în episodul trecut, deci...
Așa. Hai să mergem. Se vede că n-a terminat liceul, nici engleza e genială. Oh. Da. Sigur o să-mi trebuiască noroc. Aha. Oh, fuck. Bine, o să-mi trebuiască puțin. Urcă repede. Jocul e prea întunecat. Uite mă, jocul ăsta. Toată incredibil. Mă jur. A, și mă mâncă urechea și nu pot să mă scarpe. Gata. Așa. De ce? Băi, deci jocul ăsta e prost. Sau emulatorul e prost. Ceva trebuie să fie prost, în orice caz. Nu! La limită! Tehnica a fost în fața mea. Da, și când mă gândesc că pe PC am făcut-o plejer. Da, altul care a buspit.
De ce nu trage? Pa, mă scuzi, domn polițist. Mă scuzi? Dă-i, fugi. Nu-mi imaginez cum o să iasă asta bine. Sincer. Aul, trebuie până la 9.30 să merg, să le bubui. Dă-i foarte greu când ai două cauciucuri. Fugi! Faceau! Niaca? Trebuie armură. Hai. Hai, repede, urcă, urcă, așa. Deci să salvăm și să termin episodul după ce salvez. Wow, wow, scuze, 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 ho. Cred că deja a trecut sfertul de oră. Dap! La fix! Intuiția mea. Așa, deci mulțumesc pentru atenția acordată și până pe data viitoare, la revedere! Și am uitat că am schimbat asta de înregistrare. La revedere!